Ianoș se bucură să fie din nou acasă. A fost infectat cu noul coronavirus și a avut simptome atât de severe încât a fost nevoit să petreacă în spital aproape 3 săptămâni. Personalul medical își dă toată silința, dar este supra-solicitat. Abia făceau față atunci când numărul persoanelor spitalizate era de 7 ori mai mic ca acum. Erau doar 2 asistente la mai mult de 40 de pacienți. Și aceasta nu era singura problemă. Ianoș Haz ne arată fotografii din spital. Acesta este patul în care a stat și așa arată holul. Pacienților li se cerea să își aducă de acasă până și săpun. Un ONG a documentat condițiile precare ale spitalelor din Ungaria, dovada că guvernul Orban nu a investit în sănătate. Îl întâlnim pe dr. Gyula Kincseș. Nu mulți medici sunt dispuși să vorbească despre situația din sistemul de sănătate ungar. Actualul blocaj face parte din întregul ansamblu. Ne lipsesc medicii, ne lipsesc asistenții medicali. Aceasta este problema. Nu poți să intri pur și simplu online și să îți cumperi un anestezist din China. În perioada primului val corona, Ungaria a reacționat rapid prin închiderea granițelor, a magazinelor și școlilor. La al doilea val, restricțiile au fost înăsprite. Măștile de protecție sunt obligatorii în public. Circulația este interzisă într-un anumit interval orar. Pentru a combate virusul, guvernul ia în considerare folosirea vaccinului rusesc. În opinia lui Ianoș Haz, este important ca oamenii de rând să știe cât de rea este situația. Oamenii nu dispun de informații și fără informații se pot lăsa ușor păcăliți de către negaționiști sau de cei care refuză să poarte mască. Fără informații, nu poți lua decizii responsabile. Tocmai de lucrul acesta trebuie să țină seama guvernul, mai spune scriitorul vindecat de COVID. Numai informațiile corecte pot ajuta Ungaria să țină pandemia sub control.